Dacă vrei să ai parte de jocuri la super prețuri, nu uita să verifici primul link de descriere, să intri pe NBA. Aici găsești joculețe pe toate platformele, mai ieftine decât pe alte platforme. Și dacă vrei să îți cumperi orice haină, încălțăminte, nu uita să intri pe Sport Select. Site-ul este din România și dacă folosești codul LCT primești o reducere de 7% la absolut toate produsele și ai și livrare gratuită în maxim 48 de ore. Hai vă pup! Salut și cu stimă și cu respect, salut! Și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta reacționăm la suflete pădoroți, clipuri cu motocicliști. Hai vedem despre ce e vorba. Am făcut un pic de modificări pe aici alături de Steț. Vedem dacă vă place mai mult așa cum sunt puse web-urile. Dacia Golan culoare bostan. Nu vedeți chiar toată imaginea, dar eu zic că e suficient. Bă! Ia tașcă-te peste el, bă! Dacă ești prost, fii măcar prost până la capăt, așa-i? Ești prost? De îngheață apa! Ești prost, bâtă! Da, mă, dar amândoi ați încurcat toată ce culoasă. Aia voiam să zic, adică bă, era să dea peste el într-adevăr, nimic de comentat, finalul ăsta că e un handicapat. Dar și tu că te opri și mijlocul drumului cu motocicleta cu ăsta. Dacă mai venea unul din spate așa cu viteză și vă lua pe amândoi și vă făcea căca pe amândoi, mâncați-și. Mă avea și copii în mașină. Prost, de îngheață apa! Mai ai și copil în mașină! Exact ce zice asta în top comentarii. Cât de inconștient să fii să blochezi o bandă de circulație doar ca să iasă toți împreună. Nu cunosc zona, dar pare să fie un drum în afară orașului de probabil se circulă cu o viteză mai mare. Penibil. Ia să vedem ce zic ăștia aici. Este la ieșire așa, este o altă comună, așa. Albești, nu știu ce. Foarte intens circulat, zice cineva. Da. Deci exact cum ne așteptam. Bă, nu știu de ce da, să-i bă, nu... Da, bă, a greșit ce-i drept, dar... A greșit, bine, oricum nici nu-l vedea. De fapt îl vedea. Nu, îl vedea ca lumea, da. Și aici cred că accelera de fapt, de aici a crezut că pleacă. Da. Oricum. Nu că a vrut să dea peste el. Oricum cum se opri aici e un idiot pentru că putea să creeze un accident foarte, foarte grav. În fine. Am un doi tembeli. Ăsta e tot ăla, mă? Da. I-a arătat degetul. Nu mi s-a părut necesar, dar... Da, bine, într-adevăr, îi tăie calea. Și ăsta îi tăie calea. Nu, ăsta e altul, Sam. Da, ăsta e altul. 12 seconds later. Ia. Ai putea să te asiguri când mai ieși așa. Ai putea să te asiguri când mai ieși așa. Ia. De pe străduțe. M-am asigurat și am semnalizat, erai de parte. Oho! Te ia fața. Erai departe. Nu consider, nu? Doamne ferește. Nu, dacă nu consider. Da. Bă, n-ai omor. Bă, tot mai des văd asta. Am semnalizat. Bă, ești prost. N-are nicio legătură. Ca moșul respect. Respect la moșul. Că, da. L-am mai văzut după aia în reacții de ăștia. Ba pe TikTok, ba pe Insta Reels, pe ăștia. Vrei să ne măsurăm pulile? Că consider că aveai prioritate. Da, bineînțeles. Bă, e genial. Am semnalizat, da, bineînțeles. Iar da, aici mă duc. Bă, dai. Ești împită, du-te, doamne, iartă-mă, uite-te. E începătoare, mă, ce vrei de la ea. Du-te, morții, mătii de proasta, dracu. Uite, vezi. Aoleu, aoleu. Vezi, dacă o clasura și o panica. Și acum nu mai știi, acum dă-n ăla din față. Parcă văd. Vezi că ai semnalizarea, uitat-o pornită. Degeaba te iei de ea. N-are niciun stres, poți să-i spui ce vrei tu, nu? Bă, sunt unele persoane la volan, am principiu femeile, în principal femeile. Băi, stau așa, s-o uită în față și nu văd absolut nimic stânga-dreapta. Bă, mama e la fel. Deci mama, dacă sunt în trafic lângă ea, ea nu mă vede. Pot să-i fac cu mâna, pot... Nu vede. Ea vede în față și atât. Atâta. De proastă. Da, dar vorba e și începătoare. Îți dai seama că a panicat-o. Eu credem că pe moment și eu mă enervez de obicei. Dar când îi văd așa, îi las în plata lor că te enervezi degeaba, efectiv. Da. Adică... Ia.
Dă-te la o parte să o pornesc, dă-te la o parte. Să o pornesc. Ia, ia, ia. Păi dă-te la o parte că trebuie să o pornesc. Pe trotuar, pe trotuar. Pe trotuar să pornesc. Bă, lăsă-mi fața lui. Să pornesc, dă-te pe trotuar. Bă, Vâncava, și aici, bă. Fun meeting. Păi dă-te că nu pot să o pornesc. Hai, du-te, mă, lăsa. Păi dă-te din dreapta mea. Jure-te. Ia. Nu pornește, vezi? Să moară, mă. Mă, da, mă, what the fuck? Stai, mă, cu minte. Bă, Mâncava-ș gura voastră. Bă, de unde apără, mă, plozii ăștia? Că îi luam de urechi pe toți la rând. Bă, cum să vine să pună mâna pe motocicletă să tragă de aia așa stâmpiți? Nu vezi? Bă, tu știi cum ții urechea am pe toți? Uite, de aici și de perșun ți-l am. Că ăștia n-au un soare ca a mea, știi, cu fate, să nu pot să iau de perșun. Ți-l luam de perșun să vezi tu. Fie aia mumă ta la dracu să fie. Ce vrei, bă? Bă, dar ne educați, mă, mâncați. Ce dai mine? Bă, ce vrei, bă, dacă n-au educație și asta? Adevărul e că deja am trecut măsura, pe bune. Adică să vină să înceapă să tragă de motocicletă, să pornească ei motocicleta, să le dă-o dreacu. Da, bă, dar și ce să le faci în... Bă, nu poți să-i bați, ceva. Că n-ai cum să bați copii, că nu ești handicapat. Vreau să zic. Dar măcar să-i articulezi un pic. Mai un șutuleț la funduleț, o lua de ureche, o ceva. Păi, tu doar așa l-am pins ușor. Păi da. Ce-a făcut, mă? Nu știu ce-a făcut, s-a băgat peste el, în ce văzut eu pe aici. Nu știu, dar nu-mi place POV-ul ăsta deloc. Păi cred că e cu Insta 360 filmat. 100%. Bă, dar și ăsta am merge pe toată strada, mâncați-aș! Bă, m-a amețit! Te uiți și tu în pula mea? Băga-mi-aș pula morții tăi de proastă! Ăsta e tataie de la Biugi Mafia! Cine stă, mă, mâncavaș? Bă, dar încălcă 5 benzi, mâncați-aș! Bă, 5 benzi de circulație le schimbă! Dintr-o parte în alta! Și mai mă lua și amețeala din cauza POV-ului ăsta. Așa a făcut. Da, și mă mai și lua amețeala din cauza POV-ului. Ia uite altul. Mamă, ăsta chiar handicapat cu montoarță în mijlocul drumului, mâncava și. Bă, dar nu-mi place cum filmează ăsta deloc, bă. Vai de mine, te ia durerea de cap. Alții. Bă, mă, vai nu de mine. Nu e tot ăla. Bă, cum trecu ăla pe lângă ei, dar eu oricum, eu nu înțeleg de ce. Stai un pic, eu nu înțeleg de ce stăteați voi în mijlocul drumului, nu înțeleg. What the fuck? Ce făceau ăștia aici? Nu știu. What the fuck? De ce stăteau pe loc aici? Oh, bă, n-am. Nu încerc să-mi dau seama, n-are niciun sens. Eu mai dau leacă, plin. Uite că n-au pe nimeni în față, gen nu... Deci nu-i neapărat vina lui. Deci nu, ăsta n-are dreptate aici, deci n-are dreptate, poate să mă scuipe, poate să zică ce vrea. Cum dracu te oprești așa în mijlocul drumului și stai acolo și pe motocicletă? Da, nu, vă luați de el degeaba, mie nu mi se pare că... care vreo treabă. Deci, da, un comportament jegos, părerea mea. Care n-are niciun sens, părerea mea. Nu știu, eu n-am înțeles nimic din toate chestiile. Da, n-am înțeles nicio. Chestia e că erau opriți. Și din câte îmi dau eu seama, erau opriți că probabil... Bine, inconștiență, după părerea mea, îi așteptau peștele să vină din coace, da, știi? Cred că da. Dar dracu te oprești în mijlocul drumului să-i aștepți pe aia să treacă de acolo, nu are niciun sens. Uite că mai sunt aici câțiva, vezi? Aha. Dar acolo e mai ok, zic, decât pe bandă. Păi aia spun. Că mă gândesc că asta din dreapta nu-i bandă. Asta nu știu, probabil, ba nu, cred că e bandă de accelerare, că dacă te uiți în spate aici, ia. Uite. Cred că e bandă pentru ăștia care vin de aici să o ia pe aici, știi? Aha, ca da, să nu iese direct în intersecție. Dar gen, ăștia că stau aici? Nu, ăștia stau direct pe bandă. Nu, ăștia sunt idioți. Deci ăștia sunt idioți, complet idioți. Nu înțeleg ce. Cred că îi așteptau pe ăștia, le făceau semne, nu pot să înțeleg. 100%. Nu se zice mă nimeni de ăștia în comentarii pe aici. Păi vezi minutul ca să știm și noi. Ia, uite, să înțeleg că ei au blocat o bandă să se regrupeze și tot ei se simțeau ofensați. Fix asta s-a întâmplat. Ia să vedem. Da. Erau supărați că i-a ratat și n-au putut să devină donatori de organe. Adunătură de frustrație. Erau gască și s-au simțit puternici. Motomâniști în acțiune.
Da, deci... Da, mă, nu. Da, exact, exact cum zisei. Bă, frate, sunt câte unii care nu, nu știu, mă, Mâncavaș. Bă, fraților, unde trăiți, mă, Mâncavaș, gura voastră? În junglă? Unde trăiți? Mie nu-mi place. Bă, știi care e chestia? Că de obicei motocicliștii sunt oameni destul de ca lumea. Bine, nice, ăsta... Așa, da. Ăsta, văd că ultimele clipuri, canalul ăsta a băgat numai scursuri. Că na, scursuri sunt peste tot. Dar garantat, aici nu fu vinalul ăsta cu nimica. A, ok, că putea să încetinească, să treacă mai ușor. Da, dracu, dar nu... Tu nu stai pe loc în mijlocul drumului, așa, că ai tu chef. Corect, da, da. Bă. Mi s-a întâmplat și mie asta odată, al dracu îți bate inima ca la porumbel. Cred și eu, ești nebun. Pentru că ăla nu-l văzut, îl văzut foarte târziu. Vezi moartea în fața ochiului. Îl văzut târziu, că aveau loc amândoi pe stradă. Și nici nu poate să tragă așa o dată de volan. Ia uite-l pe trotinetist, Mâncavaș. Ia uite-l, Mâncavaș. N-a, Mâncavaș. Uite-te la el, na. Dar să n-ai voie să meargă pe aici, nu? Să dai seama că n-are voie. Doamne. Deci eu am mai zis-o și o să zic, trotinetiștii, după părerea mea, n-au ce căuta pe stradă. Părerea mea. Bine, problema știi care e la trotinetă, că ei nu prea au ce căuta nici pe trotuar. Nici pe stradă, nici pe trotuar. Eu zic că... Nu, știți că merge repede căcatul ăla. Zici? Păi ia 30 la oră, 30-40 la oră, păi cum? Să dea cu trotineta în tine cu 30 la oră, ești nebun la cap? Bă. Pe trotuar? Aiuhe. De multe ori nu știu dacă te-a văzut sau nu. Păi chiar nu știi, da, într-adevăr. Bine, că nici nu prea îl interesează. Văd. Nici nu-l interesează. Ce? Care e problema? De ce te bagi peste mine pe bandă? Ce zice ăla? S-aude nu știu că e o melodie asta în pula mea. Și eu. Treaba ta faci cum vrei. N-am înțeles. Da, ei știu ce-am vorbit acolo. Da. Nu, chiar n-am înțeles. Asta e tot ăla. A, cum e? Da. Da, tot ăla, că avea scris-o la pe ușă. Aha. Dar nu am auzit ce a zis. Opa, balele! Nu-i cam aproape. Bă, nu, că el a promis-o acum. El a promis că nu mai face nimic. El a promis că nu mai lasă nici un motociclist. Nici când are prioritate, dă-l dracu, dă-i peste el. Bă, dacă cu unii n-ai cum să te înțelegi, las-o așa. Gen, da. ce să faci? Îl bați? Hai, că nu prea ai ce să faci decât să-l înjuri, să te înjuri înapoi. Hai, okay. Sănătate, ne descărcarăm amândoi, plecăm acasă. Exact. Hai, vedem și pe ăsta. Ia. Chippy Blue Eyes. Chippy Blue Eyes, dar pe ăsta l-am mai văzut, cred că. Sunt la Bacău, semnal ceva? Zici? La Bacău. Eu nu știu. Parcă să zic că l-am mai văzut undeva. Semnal ceva, se bagi așa, eu nu sunt pe banda asta. Păi da, da, totuși și crezi că dacă semnalizezi ai prioritate? Păi tipic. Eu eram pe banda mea, nu știu, tu erai pe banda aia, nu știu de ce, cum ai ajuns între benzi acum. Ia, ia, îi dă-n gură după el, ce face, mă? Că au zis că plecă cu scârț. Altul. Altul, mă. Da, da, tot te ridică mâinile. Da, ce naiba, mă? Prost ăsta că merge pe stradă, mă. Ce caută, mă, pe stradă? Să urce pe trotuar. Mamă, ce viteză avea asta, Mâncavaș. Aproape normal, ia. Mama. Bine, că aia n-are nicio... Niciun stres n-a avut. Niciun stres n-a avut. Cu motorul, mamai. Dar a avut, a avut ceva viteză, cât a avut? Nu știu. Nu se vede, a? 80 cred că scrie aici. Da, 80, a avut 80, 85, ceva de genul. Mamă, lua pe mama e pe sus, ești frate. A avut, a avut. Oalele! Îmi stă inima în loc, Mâncavaș, gura voastră. Vai de capul meu. Eu cred că încremenește în chestiile astea mâncați. Ia uite, mamă. Nu, eu zic sincer, eu cred că încremenește.
Mamă, de ce ăștia sunt cele... Hai de mine, mă trecură Fiorești de bun. Mamă. Săracii oameni care pățesc așa ceva, am pățit și eu odată. Dar cu mașină, nu cu camion. Mă, ce, de ce claxonează? Asta e Bucarest Bike Traffic. Uite, ai o linie pe asfalt. Adevărul e că a avut dreptate. A avut dreptate. Semnalizează, are prioritate. Bă, are prioritate. Ce peste mine? Și acum stai geamul jos. Pentru că semnalizez. Trece în spate, prostea de la prosteni. Uite, bagă-te în spate frumos. N-ai cu cine. Omul e căpcăună, nu vrea să bage. Coada. Ceea ce... Au! Mamă! No! Vai de mine cum îmi statui inima în loc, oanele! Ei, zi că-l ia! Deci zi că-l eu! Ia, tași că s-a oprit și el, ia! S-a oprit și el! Ai uitat cum funcționează prioritatea? Ai uitat cum funcționează... Cine are prioritatea acolo? Dacă toți sunt opriți, tot aici, băi! Băi, omor pe chestia asta, dacă toți sunt opriți... Bă! Într-adevăr, în România ți-am mai zis, nu e legal să filtrezi traficul. Dar mergea pe un drum cu prioritate. Ăsta nu avea prioritate. Ăsta putea să facă orice. Da. Chit că el încălcă regula de circulație. Da sau nu? Da. Tu înțelegi că n-ai prioritate? Dacă n-ai prioritate, merge așa. Nicio treabă, niciun stres. Au. Ce? Bună. Hai, salut! Dacă stai pe telefon și nu te uiți în oglindă, măcar nu mai trage de volan. Mii de scuze, dar... Hai, te așa, da. Cine e de vină? Taximetristul, nu? Cred că el, că nu are dovada expirată. Voiam să te întreb ceva. Cum reușești să conduci și cu telefonul și cu țigara bună? Te descurci. Ce drăguț! Au! Trăiți! Aaa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 
Am zis că ia ce să vezi de al naibă. Rămâne în continuare în mână. Ce anume? Nu, am zis că telefonul dumneavoastră rămâne în continuare în mână când vă puneți în mișcare. Eu asta v-am... Urma să fiți în mișcare. Dacă nu vă uitați la mine, vedeți că dați peste un biciclist. Cum se întâmplă în state? Trebuie să fiți puterea exemplului, domnule polițist. Sper să fiți. Zi frumoasă, la revedere. Sper să fiți. Dar oricum, vezi, poliția nu-i zice nimica. Da, da. Păi ce n-ai cum să mai zic? Ieși din pe un handicapat. Început să-i claxoneze de peștea că mergea mai încet. Și probabil voia să-i facă lui loc să treacă el, domne. Ia, stai, ia că cred că îl prinde la semafor. Da, da, îl prinde. Trebuia neapărat să te bagi în față acolo. Nu puteai să aștepți. Au șeful. Aveai tu loc acolo, nu să mergi pe mijlocul șoselii. Păi... Iaa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 a
sau... Bă, stai, mai ai vreo cameră liberă acasă? Că vrea și domnul să doarmă undeva în seara asta. Dacă tot e loc, dacă wow. e loc, îl primești și pe el să doarmă la tine de seară, că e loc. Incredibil. Eu, uite, eu am un pat disponibil. Vrei să vii la mine, să dormi la mine? Că e loc. Ce dracu, am nebunit, bă, un cavaș. Bă, nu cred așa ceva. La regulă de circulație eu ocup o bandă. N-ai voie să te bagi pe lângă mine să mă agăți sau ceva. Erau două bandă, nu te-am agățat. Cum de două? Zic, e o bandă acolo. Îți două. E o bandă de ieșire. Îți două. Știu eu ca și da, bă. Da, chiar să un pic de respect, așa. Păi, dar normal că e bandă. Și plus că și ăsta este un autovehicul. Bă, ăștia nu înțeleg. Ăsta e un autovehicul, nu e bicicletă. Că cu bicicleta, exact. În mod normal, circul cât mai aproape de bordură. Dar cu motocicleta nu poți să circul cât mai aproape de bordură. Clar. Pentru că să bagă toți idioții pe lângă tine. Și te agață unul la un moment dat dacă faci treaba asta. Nu dai seama, da. Bravo, tăți. Pana mea, vrei să mor pe bordură, să trec strada? Ce căcat. Au. Buena, buena, gala. Buena. Havaria. Mulțumim, mulțumim. Bă, și-a cerut scuze, om. Da, măcar. Au. Ia. Ia.
Haide. Aici ar trebui să fie soundtrack ăla lui Sălbaticu când urla la ăia la hia 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 hia. Semnaliză omul. Trebuie să-i dai prioritate. Prioritate, nu. Buena, mai dădea două bășini și se ducea. Buena, Galava. Ia uite-l mâncavaș. Altu, sigur că da. Păcat. Bă, cum s-a uitat, bă? Mamă, era așa, ceva gen. Și pula mea că o stu pe aici, mă. Bă, asta are motocicletă ca a mea? Nu știu. Seamănă un pic așa, gen poziția asta de la volan. Deci uite-te la fața lui. Auzi la fața lui. Și pula mea că uzi tu pe drum, mă, veni și tu acum când mă băgai eu. Tot ăsta ne vine cu motocicleta, ia uite. Îți dai seama. Buena, Galava. Aoleu. La ce voce ai, băi, copile? Și dacă ai dreptate, n-ai dreptate. Bine că a scurs manele în pula mea. Și te asigur, putu-te în gură. Scuză-mă, dar nu poți să te iau în serios cu vocea aia, n-ai cum. Să-ți dădești tu mai într-o parte un pic. Așa, aia e. Măcar te văzu. Încă te văzu, ce te mai superi? Dar oricum, dar ce-ar fi să nu mai mergi cu 100 prin localitate ca să te vadă, da, și băieții? Și că prioritate, dar suntem în oraș totuși. Aici, scuză-mă și nu te supăra pe mine, îl claxonez degeaba pe ăsta. Într-adevăr, nu-ți dă du prioritate. Dar nici tu nu ai dat prioritate la... Da? Adică ăsta de asta se și băgă, 100% de asta se băgă. Pentru că ai văzut pe ăștia și se gândi că ăsta le dă prioritate, da? Normal că nu le dă du prioritate. Sincer, nu cred, dar... Are dreptate. Oricum, ăsta conduce de rupe, le văd, le are pe condus. Dacă îi place viteza, mă. Mamă. Ia-te după el. Ia. Cu ăsta ce mai avut să-și mă mâncați așa? Ăsta ce-l mai făcut? Nu știu, du-te să vedem ea. Poate n-am văzut noi ceva. Bă, într-adevăr, gen, aici călcă un pic linia continuă. Păi de-aia, că aici, uite, aici călcă un pic linia continuă, dar gen... Căcat! Că stătea pe banda lui, de la maxim, mă zic. Da, și care chestia, drumul nu e suficient de lat ca să zici că a avut o grămadă și să băgă peste el. Asta e un handicap. Da, asta chiar fu un handicap. Nu știu ce a fost chestia asta. Am vrut să fac așa cu pum. Paul. Bă, dar știi care chestia? Că lucrurile ăștia se întâmplă la ordinea zilei. Adică fix depășirea asta de-o făcut ăsta acum se întâmplă și mie. Mi se întâmplă de fiecare dată, chit că-s cu mașina. Acum, ce să fac? Să-i înjur pe toți. Să mă apuc să claxonez pe toți. Așa înjur, da. Bă, sincer, crede-mă, când merg la drum lung, nu înjur, pentru că mă plictisesc. Mă înjur pe, îl înjur pe primul, îl înjur pe al doilea și mă plictisesc. Că toți fac așa. Da, posibil. Dar adică, gen, efectiv, trebuie să previi atâta tot. N-ai ce să faci. O, că nu ți-e și în față. Bă, dar ăsta e pus pe ei. Da, bă, pe bune, nu, pe toți îi claxonează, să-mi bat picioarele. A, pe ăsta sigur îl înjură rău. Adevărul e că ăsta-l văzut, că vine, îl dur un cur. Ăsta a avut timp. Ai, mă, doar atât? Doar atât, chiar că, ce-o fi că... Ia. O, mamă! Bă, ești prost! Valeleu! A făcut ăsta... Alo, doamnă, vă sun de la Craiova. Ați închiriat termo pe roți? Că la noi, la Craiova, e o termocentrală aia care scoate fum în sus. Cam așa scotea și mașina ăstuia. Cam mult mâncați. Vai de pula mea. Vai. Păi și oare ăla nu l-a văzut sau? Păi nu știu, probabil să nu-l fi văzut, probabil să nici nu se fi uitat. Bă, nu mai pune mă clipuri de la asta, mă, că mă nebuni. Băi, claxonează pe toți, mă, mâncați-i aș. Bă, unul nu iartă aici. Da, mă, da. Ăsta, ca să zic sincer, ultimul ăsta nu mi se părea atât rău, adică doar trebuie să încetinească un pic. Gen, chestia asta să se întâmplă la ordinea zilei, adică nu e... Bă, ăsta are geacă ca a mea. Mă. Identică cu a mea, bine, nu vezi mașina din față. A lui e mai curată.
Wow, naiba, da. Dar bă, eu cred că ăsta are claxonul pus în altă parte, mă, mâncați. Să-l apese. Îl are în dinți. Îl are în dinți și strânge din dinți, cred că când ăsta dă-l în dracu în curba asta cu vitezele clare. El a făcut treabă să claxoneze, mă. Reacția, prima lui reacție a fost să claxoneze. Da, bă, să ia cineva lui ăsta claxonul, mă, mâncavaș, că nu. Bă, nu zic neapărat că n-are dreptate. Da, dar prea mult. Ia, tot asta e, ia. Chiar sunt curios și el mai supăra astăzi. Bă, da, știi ce mor eu pe el? Că, nu zic eu că sunt lupul moralist, dar el văd că vrea să fie lupul moralist. Ăsta aici ce zice? Nenea asta aici ce zice? Care vrea să traverseze, ce zice? Adică, ce încerc eu să scot în evidență e că el e moralist cu toată lumea. Dar însuși el încarcă regulile de circulație și nu dă priorități, știi? Asta mor. Hai mă, că nu era chiar. Bă, păi nu era petrecere, dar dacă e să o luăm ca la carte, trebuia să-i dea prioritate. Dacă el vrea să o țină ca la carte. Înțelegi ce zic? Ca la carte, da, ai dreptate, da. Păi... Băi, lasă-mă, Bere, lasă-mă! În prima milisecundă care l-am văzut. Băi, frate, bă, prima dată când ea unul face, păi da, mă, da, se băgă, pentru că e fluidizarea traficului, ăsta făcea dreapta, omul ăsta de aici lăsă și dar se băgă și el. Exact cum l-am văzut. Uite. Băi, stai! Bă, nu asta se gândească efectiv. Mă, dar ce ai cu omul, mă, ăsta lăsă, ăsta făcea dreapta, tu mergeai încet, nu te încurca aproape deloc, dar... Ți tu morții și... Mamă. Băi, asta e plăcerea lui. Nu știu, băi, plăcerea lui în viață, sincer zic. Ia aici cine mai supără, ia. Adevărul că ăsta e un idiot. Bă, mor, când l-au făcut claxonează, mă. Bă, asta analiză, chiar domnul. Chiar se băgă peste el, oricum. Asta dar chiar n-ai se voie peste să facă așa. Nu, îți dai seama. Ai voie să facă așa? Păi nu-i dă două prioritate, se băgă peste el. Așa, mustră-l tu, așa. Asta-i boia. Buena, galava. Na. O știu, bă, mâncare. Du-te și pe aia. O știu de unde asta. Mă mir că n-a clasă o dată pe aia, din dreapta. A, îi arăți că e filmat? Ce îi arăți? Hai, arată-i. Na. Da. Mă, tot ăsta... Că claxonează... Tot ăsta e, mă, mâncați. Bă, ăsta e un video de-al lui? Ce naiba? Zice ceva, dar nu înțeleg. Nu știu ce face, dar văd că merge la aceeași viteză cu el. Eu nu-i suport pe ăștia care vin pe o bandă pe lângă tine și merg efectiv la aceeași viteză cu tine. Mi se pare, da. Mi se pare cel mai urât lucru, pentru că puteți foarte ușor să faceți accident. Nu mai cu motocicletă, dar și cu mașina. Păi da, mergând non-stop așa, crezi cât mai puțin spațiu de manevră în caz de ceva. Mm-hmm. Adică ori te duci, ori rămâi din două una, gen nu mergi paralel în continuu așa, pe distanțe lungi. Da. Am adus să fie cu acest episod. Mi-e dor de ăsta să nu mai băgați în claxonează, că deja da. deja nu mai contează că are dreptate sau nu. Claxonează. Bă, da, zici că l-are în gură și cum îl vede când. Băi, prima reacție, bă. Păi uite și aici. Aici nu poți să frânezi, vezi. Ia, mă. Frână nu pusă, dar claxonul îi dă nu. Nu zic că fu vina lui, dar putea să frâneze sau altceva. În primul rând pentru siguranța lui și după aia să claxoneze. A, nu, îți dai seama că nu vina lui. Dar nu-i faci mișto cu asta, că eram în sângen. Păi da. Aoleu, da, ne vedem data viitoare, pa. Pa.